Bună ziua! Ne apropiem de finalul unei vizite de lucru pe care am efectuat-o în județul Neamț. Am început activitatea cu o activitate care m-a bucurat și ne-a bucurat foarte mult, pentru că am fost onorați să ne vedem cu elevii din județul Neamț care au performat la olimpiadele naționale și internaționale, și am avut posibilitatea să le mulțumesc personal atât doamnelor și domnilor profesori, cât și elevilor și, bineînțeles, familiilor, pentru că au reușit să genereze atât de mult ambiție și atât de multă preocupare pentru excelență, pentru a concura pe domeniile pe care le îndrăgesc fiecare dintre ei și să obțină astfel de rezultate. Este un exemplu foarte bun pentru ceea ce înseamnă legătura aceasta între familie, școală, comunitate, și încă o dată nu pot decât să le mulțumesc și să îi felicit pe toți încă o dată. Este practic un semnal de încredere că se poate, că acolo unde există voință și acolo unde există înțelegere, se poate performa cu, bineînțeles, cu eforturi și cu foarte multă coordonare și dialog, atât pe orizontală cât și pe verticală. Apoi am ales să merg la trei companii cu capital românesc, trei companii care au, unele dintre ele au beneficiat de ajutor de stat, altele de liniile de finanțare europene, și sunt foarte bucuros să evidențiez mândria atât a conducătorilor companiilor, cât și a celor care lucrează acolo, că realizează acele produse pe care se pune eticheta produs în România. Iar aici este o companie care este condusă de doi tineri. Am vrut să stau de vorbă, am vrut să vedem ce se întâmplă aici și nu pot decât să mă bucur, să-i felicit pentru curajul pe care l-au avut, pentru proiectele pe care le au în continuare, și de asemenea să mă bucur că la nivelul guvernului au fost identificate acele soluții prin care să sprijinim astfel de proiecte ambițioase care au recunoaștere atât pe plan național, și cum ne împărtășeau, încep să fie recunoscute și în plan internațional. Este de asemenea o oportunitate să vedem în realitate ce se întâmplă, cum se întâmplă, care sunt nevoile, cum putem să îmbunătățim deciziile, politicile guvernamentale, astfel încât să sprijinim inițiativa și să putem să asigurăm acele condiții ca afacerile românești să poată să se dezvolte, să poată să se prindă consistență și să avem cu adevărat cu ce ne mândrim. Vă rog. Bună ziua, Alina Tănase, Antena 3 CNN. Aș vrea să vă întreb, domnule prim-ministru, am văzut zilele acestea tragedia care s-a petrecut la Belgrad, au fost mai multe repetate. Ce măsuri vor fi luate în școlile din țara noastră pentru a preveni astfel de incidente? Da, știți foarte bine că există o adevărată dezbatere pe acest subiect. Au fost dezbateri legate de ceea ce s-a întâmplat, sigur, nu la nivelul ăla, Doamne ferește, nici nu ne dorim vreodată să avem astfel de incidente în școli, dar sunt totuși anumite fapte care s-au petrecut și în școlile din
România și la nivelul Ministerului Educației împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, inclusiv cu Ministerul Dezvoltării, sunt grupuri de lucru care analizează și identifică măsurile care trebuie luate în sistemul de educație din țara noastră. Împreună cu noi astăzi a fost și doamna ministru a educației. Este clar că nu doar o măsură sau un set de măsuri poate să rezolve aceste probleme. Este vorba de o legătură între ceea ce înseamnă educația în familie, în școală, în societate, măsurile de prevenție care trebuie luate instituțional și, desigur, sunt aceste aspecte de prevenire, din ce am înțeles eu din primele date de la aceste grupuri de lucru, care sunt cele mai importante și care stau pe masa celor trei instituții. Este tragic ce s-a întâmplat. Exprim încă o dată regretul și transmit condoleanțe omologului din Serbia. Este o chestiune atât de gravă încât o măsură anunțată acum în fața microfoanelor nu rezolvă problema. Daniel, v-aș întreba, domnule premier, dacă se poate, pe o chestiune de transparență, un deziderat asumat de guvernul nostru, cum vedeți faptul că, în timp ce orice numire de secretar de stat, de prefect, la București este dată pe site-ul guvernului, în momentul oficial, la Neamț, când a fost demis cel ștampilat de către justiție, ca fiind infractor, adică Arsene, prefectul de Neamț a secretizat efectiv acel ordin de demitere, refuzând să-l dea presei. Întrebarea, cât mai permit decideții de la București ca în astfel de zone să avem republici ale baronilor și ale celor aghiotanților lor care aplică legea după bunul plac? Nu să fie reprezentatul guvernului în teritoriu. Nu permite absolut nimeni astfel de comportamente. Este absolut regretabil dacă s-a întâmplat acest lucru. Ceea ce poate să facă instituția guvernului este să ia măsuri împotriva celor care încalcă legea. Vă dați seama că rolul nostru al guvernului este acela de a nu doar de a lua decizii și a administra tot ceea ce ține de responsabilitatea guvernului la București, ci și de ceea ce se întâmplă în țară prin instituțiile de reprezentare. Nu a permis absolut nimeni și nici nu va permite absolut nimeni să se întâmple astfel de fapte. Dacă s-au întâmplat, atunci vom lua măsuri în consecință. Dacă tot se vorbește despre prefectură, eu nu scot pe TV Neam, despre reprezentantul guvernului în teritoriu. Prefectul Uniță, care este cunoscut ca un discipol al infractorului dovedit, Ionel Arsene, de peste un an de zile de când este în funcție, nu are un purtător de cuvânt la instituție, refuză să răspundă la telefon jurnaliștilor, inclusiv mie, nealiniați la ușa PSD, și la fel răspunde la... nu a făcut nicio conferință de presă de când este în funcție și răspunde după criterii numai de el știute la întrebările presei incomode. Întrebare, este o politică de guvern, fiind reprezentat guvernului teritoriu, este o directivă de la guvern, toți prefecții sunt așa? Nu pot să fie toți prefecți așa. La nivelul guvernului ați văzut că avem purtători de cuvânt, avem o comunicare cât se poate de transparentă. Acum aflu de acest aspect și voi verifica și vom lua măsuri în consecință. Comasarea alegerilor, dacă ați ajuns la o variantă, PNL și dacă intenționați să discutați cu partenerii de coaliție, având în vedere că Marcel Ciolacu a spus deja că respinge un astfel de scenariu. Atunci când am discutat comasarea alegerilor, nu am făcut-o voluntar, ci am avut în vedere că
în urma sondajelor efectuate la nivelul fiecărui partid și cu toții, știm toți partenerii din coaliție, peste 2/3 dintre români văd anul 2024 cu 4-5 runde de alegeri ca fiind unul cât se poate de aglomerat și, cum vă spuneam, această proporție de peste 2/3 este de acord ca numărul de alegeri să fie redus. Și atunci căutăm împreună soluții pentru ca cel puțin două dintre ele să poată să fie comasate și să avem, măcar să reducem cu un rând de alegeri. Pentru că ținând cont de perioada de campanie, ținând cont de intervalul dintre alegeri, perioada în care în loc să ne ocupăm de ceea ce înseamnă componenta executivă, va fi o campanie politică și nu ne putem permite să pierdem aproape un an de zile în tot acest ansamblu în care trebuie să gestionăm fondurile din PNRR, fondurile din cadrul multianual financiar și, desigur, ceea ce avem în programul de guvernare. Chiar dacă este an electoral, nu înseamnă că lăsăm totul deoparte și ne ocupăm doar de alegeri. Domnule prim-ministru, domnul întrebări, TVR Iulian Cațacunas. Când va fi dată ordonanța care privește reducerile bugetare? Și a doua, se vorbește pe surse de două variante, vis-a-vis de supraimpozitare, supraimpozitarea bugetarilor, dar și despre o supraimpozitare aplicată în mediul privat. Aveți în vedere acest lucru și dacă se va întâmpla așa, cam aveți o estimare față de bugetul pe care l-ar putea aduce aceste supraimpozitări? Ordonanța urmează să fie prezentată săptămâna viitoare în coaliție și în momentul în care Ministerul de Finanțe va prezenta toate datele și le vom analiza și vom agrea împreună cu partenerii de coaliție, imediat că va fi la ședința de guvern de miercuri sau într-o ședință de guvern ulterioară, cert este că săptămâna viitoare vom adopta această ordonanță care încă o dată prevede o rânduială în ceea ce privește cheltuielile de la buget și aici ne referim la bunuri și servicii. Ne referim la reducerea cheltuielilor pentru achiziția de autovehicule și mobilier și alte cheltuieli care nu fac obiectul. Putem să funcționăm și să administrăm în continuare țara și fără aceste cheltuieli și, desigur, acolo unde va fi necesar. De ce spun necesar? Pentru că sunt instituții care deja prin bugetul anual au deja prevăzute cifre de școlarizare și acolo nu putem să stopăm încadrările, dar în instituțiile unde nu va fi absolut necesar să continue ocuparea funcțiilor și acelea vor fi stopate. Deci, săptămâna viitoare. Celelalte chestiuni care țin de impozitare, supraimpozitare, sunt de asemenea elemente de analiză pe care le așteptăm de la Ministerul de Finanțe. Nu putem să venim cu astfel de taxe. Suntem la mediul privat, discutăm cu mediul privat, îi încurajăm să facă investiții, îi încurajăm să se dezvolte. Nu ar fi corect din partea statului să vină peste noapte cu astfel de măsuri. Adoptarea la nivelul guvernului a unei astfel de decizii nu poate să se întâmple în acest moment, pentru că trebuie de asemenea asigurate condițiile de constituționalitate și celelalte elemente care trebuie să le avem clar pe masă vis-a-vis de efectele și consecințele acestor măsuri. Nu am sumele. Impozitarea progresivă este
o soluție care se poate aplica doar atunci când vom avea toate instrumentele necesare, mai precis digitalizarea la nivelul Ministerului Finanțelor pentru determinarea venitului global, pentru că discutăm de impozitare progresivă în condițiile în care putem să determinăm venitul global. Așa cum astăzi toate aceste cifre încă sunt ținute cu creionul în registre, este imposibil să se aplice impozitarea progresivă. Angela Berta, observatorul Antena 1. Aș vrea să revenim la școli. Și dacă punem pe hârtie o strategie de combatere a violenței în școli, tot nu este o soluție rapidă. Așadar, care ar fi cea mai rapidă soluție identificată de guvern? Violența și bullying-ul sunt fenomene în creștere în România. Aștept ca aceste măsuri să fie furnizate de grupul de lucru de la instituțiile care au în responsabilitate aceste atribuții. Nu le avem în momentul de față. Nu le am în momentul de față, nu pot să le comunic. O întrebare pe un alt subiect. Peste câteva săptămâni, la finalul acestei luni, ar trebui să aibă loc rotativa guvernamentală. Știm că sunt în negociere. Coaliția, este dispus Partidul Național Liberal să cedeze Ministerul Transporturilor, să rămână la PSD? În acest moment continuăm să acordăm atenția maximă a ceea ce avem de făcut pentru guvernare. Sigur, ne-am angajat și cred că va fi pentru prima dată când în țara noastră se va respecta o înțelegere politică și la sfârșitul lunii se va produce rocada la conducerea guvernului. Elementele care țin de detaliu sunt înscrise în protocol. Dacă vor apărea alte solicitări, atunci ele trebuie negociate și analizate astfel încât să vedem care va fi rezultatul final al acestor negocieri. Nu pot să vă dau de acum să speculez. Nu are rost să speculăm. Știu că face deliciul analizelor și ați dori să lansăm tot felul de ipoteze în momentul de față. Nu mă angajez în astfel de speculații. Mesagerul de neamț la timpul rănescu, domnule prim-ministru, nu vă cer să speculați, vă cer un diagnostic, dacă se poate. Se vorbește foarte mult despre cheltuielile bugetare imense pe care le avem, foarte mari, despre numărul mare de bugetari. Dacă colegii din teritoriu știu, mergem la toate instituțiile descentralizate din teritoriu, avem următoarea frază: nu avem bani de licență, carda de mediu, etc. De unde vine acest paradox? Avem bugetari, dar nu avem oameni în instituțiile descentralizate. Care este diagnosticul dumneavoastră ca prim-ministru la această problemă? În acest an și jumătate am întâlnit de mai multe ori aceste solicitări prin care se dorea creșterea numărului de angajări într-un domeniu, în altul, la un minister sau la altul. De aceea și anul trecut am avut o astfel de măsură prin care am oprit, am stopat angajările la instituțiile de stat. Acum trebuie să spunem foarte clar că acolo unde a fost absolut necesar și fiecare conducător de fiecare ministru sau conducător de instituție a argumentat nevoia absolută pentru angajare, nu ne-am opus deloc, pentru că trebuie să înțelegem o anumită dinamică în ceea ce privește desfășurarea activității de zi cu zi. Ca atare, dacă într-un anumit loc se întâmplă să nu existe numărul de angajați, atunci este responsabilitatea conducătorului acelei instituții să vină și să argumenteze de ce nu sunt angajați acolo. În general, la nivelul instituțiilor statului sunt peste 1.200.000 de oameni angajați. Ar trebui să existe oameni care să asigure funcționarea normală a acestor instituții. Se va merge mai departe cu reforma pensiilor speciale, care ar trebui să fie deja în vigoare, conform PNRR, și dacă în acest context România riscă să piardă bani?
România nu poate să-și permită să riște pierderea acestor bani, motiv pentru care se va merge cu derularea și îndeplinirea tuturor jaloanelor și țintelor din PNRR. Am discutat și în ședința de guvern de ieri, unde ne aflăm, sunt 72 sau 74 de jaloane care trebuie îndeplinite pentru cererea de plată numărul 3. Avem deja 53 dintre ele, dacă rețin bine, îndeplinite. Am aprobat ieri Ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene să le încarce în platformă astfel încât să nu mai pierdem timpul și sunt cele care nu au fost încă soluționate. Odată ce ne așezăm cu toate problemele acestea care țin de rocada la guvernare, reluăm și le soluționăm. Avem încă o perioadă de timp în care putem să le îndeplinim pe toate. Vă mulțumesc! Spuneați puțin mai devreme că ar trebui cel puțin două rânduri de alegeri comasate anul viitor. Care ar fi variantele? Care ar putea fi cele de lucru? Vom vedea. Și ce veți face după rotativă? Rămâneți în guvern? Și asta vom stabili.